Un control recent a arătat că unii pensionari beneficiau de rețete compensate, deși veniturile lor depășeau plafonul stabilit prin lege. Ca o consecință, mai mulți medici de familie au fost trași la răspundere. Au fost cazuri în care doctorii au pus bani din buzunarul propriu pentru a acoperi sumele pe care Casa Națională de Asigurări nu le-a compensat în urma controalelor ce privesc veniturile pacienților. Așadar, medicii de familie au anunțat că nu vor mai elibera rețete compensate cu 90% din lista B pentru pacienții cu venituri între 0 și 700 de lei, decât dacă vor aduce o adeverință fiscală de la ANAF. Cei mai mulți dintre cei înscriși la medicii de familie nu înțeleg foarte bine cum vine asta. Vi se pare corectă această măsură? E problema lor. Una în plus nu mai contează. Din ce în ce mai multe acte. Ce să mai ni se pară corect sau normal? Totul e anormal. În caz de boală am avut o pensie mică și nu mai m-am dus să o fac. Dar dacă vi s-ar cere adeverință de la ANAF, v-ați duce să o ridicați? Dacă aș fi că mărește și mie pensia, m-aș duce. Dacă nu, nu mă duc. Dacă doctorul nu te primește și ești tu obligat să te duci tu ei, trebuie să te duci tu ei, că n-ai încotro. Te duci ca naiba. Păi da. Dar dumneavoastră ați înțeles despre ce e vorba, de ce se cere această adeverință? Nu, nu. Nu. Chiar dacă această măsură vine și în sprijinul medicilor de familie, aceștia recunosc că este o procedură anevoioasă. Este o măsură bună, dar totuși destul de greoaie. Asta înseamnă un du-te vino al pacientului de la cabinet la ANAF și invers. Ceea ce cred că îngreunează chiar și activitatea noastră a medicilor. Deși bolnavul, pacientul declară pe proprie răspundere, sub semnătură, că nu are alt venit. Mai departe, au fost medici care au denunțat faptul că au fost nevoiți să pună din buzunarul propriu bani atunci când s-a descoperit că există pacienți cu venituri mai mari. Da, sunt foarte mulți colegi, chiar și eu am picat în această plasă și am plătit, pentru că nu am știut. Avea o doamnă, avea două pensii, și de la CAP și de stat. Și eu n-am știut, că nu mi-a declarat. Și a trebuit să plătesc o sumă infimă, dar norocul meu că a fost, medicamente nu erau foarte scumpe, medicația respectivă. Și a trebuit să plătesc diferența de preț al medicamentului. Chiar dacă medicii de familie nu au nimic oficial care să îi oblige pe pacienții cu rețete compensate cu 90% la adeverințe fiscale, se pare că măsura se va aplica începând cu 15 ianuarie 2014.